Am avut plăcere să-mi întâlnesc cu Dan acum vreo 10 ani, când am început o relație dintre banca și firma de asigurare. Ne-am împrietenit și ne-am întâlnit destul de des în fiecare an. M-am dat seama că Dan a avut un sens al umorului foarte bine dezvoltat și am râs mult împreună. Mi-a apărut rău să văd că în perioada în care avea arest la domiciliu și când l-am vizitat din când în când, cum a deteriorat sănătatea lui. Dar în același timp mă bucur că am atunci putut constata că spiritul lui nu a fost afectat din ce s-a întâmplat atunci. În continuare avea o atitudine foarte pozitivă și mi-a părut rău când am văzut cum s-a terminat viața lui. Nu merita. Odată l-am întrebat despre ce este hobby-ul lui și eu am destule și el a zis că de fapt nu are chiar un hobby, dar îi place foarte mult să facă business și să conclude tranzacție, un deal maker. Și într-adevăr, asta întotdeauna venea cu idei și poate e chiar curios că nu am reușit să facem niciodată un tranzacție împreună sau un business împreună. Dar poate e adevărat despre ce se spune despre business și prietenie, că prietenie nu e o bază bună pentru business, dar business poate să fie o bază bună pentru prietenie. Dan putea să fie și generos. L-am văzut odată cum a făcut o contribuție la un bal caritabil unde l-am invitat. Și cred că asta este un element important în viața unui om. Chiar dacă ai succes, să nu uiți și despre nevoile altora sau de cei care au avut mai puțin noroc în viața. Și cred că asta este un element important care am și apreciat la el.